Filmăm. Salutare, prieteni, și astăzi jucăm Dream League Soccer. Da, am citit tot. Dream FC. Good luck. Thanks. Ce capitan să luăm? Lamela, Campbell, Jale, de asta n-am auzit, Rafinha, Zuma. Cred că o să-l iau pe ori Dybala, ori Lallana. La portocala, nu glumeam, o să-l iau pe Dybala. Dybala. Asta. Stați puțin să fac eu una șmecheriuță. Să pun la căști pentru că microfonul va sta mai aproape de gura mea. Ok. Dăm sunetul puțin mai încet. Și să-i dăm bătaie. O să jucăm contra lui Hamilton. Sau Hamiltonei. Nu știu dacă e o echipă femească sau bărbătească. Ok, da, știu chestiile astea. Da. Ok. Să-i dăm bătaie. Avem puțin de lag. De fapt nu avem lag, avem frame drop-uri. Există frame pe telefon, nu știu, nu-mi pasă, dar sunt obișnuit. Ok, încercăm să recuperăm prin, nu știu cum cheamă, Hayden, o pasă foarte bună pentru Kent. Are nume de țigări, dar nu-mi pasă. Kent, foarte bine, Hayden este la balon. Hayden, o pasă foarte bună pentru Dybala scoate în gestul și Dybala va marca primul gol, bar gol. Nu știu cum am dat acest gol, dar mă rog, a fost o fază bună, adică era logic să dau gol din poziția asta, mai ales că am dat și bară gol și portarul n-avea ce să facă. Kent recuperează foarte bine Hayden. Foarte bine Hayden este mijlocașul acestui match. O pasă foarte bună pentru Dybala. Dybala vine cu o centrare, șutată. N-a avut niciun efect, portarul a fost pe minge, n-a fost nicio problemă pentru el. Ups, era să faultăm. Cassini recuperează foarte bine și pasează pentru Hayden. Hayden, ups. Da, măcar meciul are un ritm mai bun decât cele din Liga 1. Bine, nu zic că Liga 1 ar fi o ligă proastă, doar că meciurile... echipelor din play-out sunt, da. Hayden încearcă să recupereze. Kent și el. Se tu, nu prea le-am eu cu franceza. Foarte bine a scos mingea de acolo, dar direct a scos-o la adversar. Se tu, este amețit. Și Cassini respinge lejer până la Dybala. Dybala pleacă pe un contraatac. Foarte bine, îi pasează lui Hayden, care îmi place foarte mult. Până acum nu este nimeni în margine. Hayden trebuia să paseze, dar... așa, foarte bine. Și va veni o centrală. O centrare... Hayden era acolo. Și acesta este un șut mediocru, n-am ce să spun. Comentatorul nu spune cât de aproape a fost. Păi, la vreo 5 bertalpă. Și așa să-i dăm drumul, corectul ne place nouă. Cine e bossul ăsta de aici, de la mijloc? Hai băi, Hayden. Abou 5 bertalpă. Nu, da. Exact. De ce să fac schimbări, să accidenta cineva ea? Schimbăm pe Kent că e puțin fumat. Nu, îl băgăm pe Cahui în locul lui Murray. Și pe Lucas. Foarte bine recuperarea lui ăsta roșcatul. Pasă foarte bună pentru fumatul. Care
Dă o pasă filtrantă pentru Dybala și Dybala din prima apără portarul. Cine e acesta? Cine e acesta? Acesta este Hayden, Hayden. I-am zis să-și pun ochelari, da. A zis că bagă 5 Bertalpa și treci. Și se fac și schimbările mele. Sper să vină cu al doilea gol. Nu sper al doilea gol să vină cu ele. Liniștim puțin jocul, facem un joc de pase frumos, impresie bună pentru primul meci. Ok, ieșim frumos din acest, facem un triunghi de pase foarte frumos, o pasă filtrantă. Da, să spunem că este offside. Dybala. Este un foul pe care mi-l asum. Este băgat la nervi. Nu mi-a dat nici cartonaș galben, nici asta este foarte bine. Cine este bossul ăsta care vrea să-mi dea gol? Dar nu, este Hayden. Și ăsta de ce vine la intercepție aici? Hai, hai băieți, plecați, plecați! Băgați 5 km talpă! Nu, deci Hayden e cam strâmb. Nu, deci jucătorul ăsta trebuie să intre pe picioarele care doi de stângi. Ok. Cahui ăsta. Pare bun. Pare nebun. Măi, Dybala, ai 79 overall. Da, și luăm un galben, ca așa ne place nouă. Stați puțin, scuzați defecțiunile audio sau tehnice, nu știu cum să le spun, nu prea le am cu termenii aceștia. O, Cahui, Cahui scapă. Cahui, un șut bun, foarte bun șutul. Foarte, foarte bun șut. Trecut la câțiva milimetri de bară, dar portarul era pe colțul acela deja. Frumos. Cahui va da gol sau nu va da? Va da gol. Dybala. Intervenție la minge. Am avut ceva emoții că va lipsi meciul viitor. Au, domn arbitru. Au, deci. Ăla a fost out. Am câștigat primul meci. Să mai joc și pe al doilea. În aventura mea cu echipa mea. Eu o să jucăm în tricole albe. Jucăm contra lui. N-am fost atent. MC Gay. Sau cum cheamă? MCK. MCK recuperează în banda stângă. MCK urcă. Mă simt ca X-Breaker. Salutare, prieteni! Oare va Universitatea Craiova să ajungă în UEFA Champions League? Leu, Hayden, ce strâmb ești. Kent. Încearcă un gol a la Hagi. Kent, e bine să vrei. Dar n-am fost departe. Așa. Foarte frumos Kent aici. Îi dă o pasă lui Muratu. Și Muratu i-o dă lui Dybala și Dybala pătrunde, Dybala se duce, Dybala n-are treabă, Dybala centrează, Muratu este în careu și băi, ești prost. A fost o fază chiar frumoasă. Ia, să o revedem. Muratu putea să dea golul campionatului, da, nu știu, a băgat 5 metri talpă peste poartă. Mă uitam la ăla chel și mi imagineam cum ar fi o pasăre mov după Facebook cheală. O, Murray. Un șut la colțul scurt. O pasă foarte bună pentru Kent. Kent intră în careu. Kent, Kent,
Kent și penalti. Nu se poate. În Liga 1 se dădea lovitură de la 12 metri jumate. Mă gândeam că a fost offside, dar n-a fost. Ia să vedem încă o dată faza. Așa, a fost un șut chiar bun. Este minutul 33. Îi dominăm clar. Murray. Jucase bine pentru Dybala, dar Dybala nu prea sare. Hayden joacă bine pentru Murray. Murray vrea să dea gol acest meci, în acest meci, pe care din tâlință un. Știu să vorbesc, nu sunt agramat, anagramat. Dybala pasă pentru MK Gay. Frumos, Hayden! Nu cred! Nu cred! Hayden marchează! Uitați că capul are drept. Și ce gol MCK ăsta! Centrare perfectă! Este unul dintre cele mai frumoase goluri, cred. Dar nu prea am mai jucat jocul ăsta de mult. Dar știu că nu dădeam așa gol cu trei pase. Gol cu capul, plasa laterală. Mai avem o repriză în care trebuie să rezistăm, cred, că nu cred că o să mai se apere ăștia tot meciul dacă nu sunt fraierici. Stachelu pasă remov. Și da, îi lăsăm, pentru că nu mai au ce să mai facă. Îl băgăm pe Chahui în loc, nu, pe Mărei, lăsăm pe Mărei, să scoatem pe Dybala. Și îl băgăm și pe Dacol în locul lui Kent, că nu prea face nimic, chiar dacă e atacant și Lucas în locul lui. Kennedy. Îmi place desetul ăla. Ok, o pasă frumoasă pentru MCK. MCK Tom. Cine este acest băjat? Cine este acest băjat? Sunt cu mult mai hotărât de repriza asta, dar Mărei încearcă o nebunie. Mamă, ce aproape am fost. Da, o lovitură bătută puțin. Puțin mai puțin decât perfect, cum s-ar spune. Puțin mai puțin. Murray face un meci excepțional. Ar merita să fie jucătorul meciului, dar nu el este marcatorul golului și nici nu cred că va fi, pentru că sunt alții care dau gol din ocazii mult mai ușoare. Murray dă gol în sfârșit. Și ce gol! Un bombeu în plasa, nu știu cum se spune, plasa de sus. Da? Un bombeu sub bară. Nu a fost sub bar, a fost pe la mijlocul porții, dar nu contează. Este că Mărea a dat gol și este jucătorul meciului. Deja am început să mă obișnuiesc cu jucătorii. Ups, o diagonală foarte bună, dar Hayden este acolo, nu? Și îmi voi lua gol. Este 2 la 1 și meciul nu s-a terminat încă. Ok. Trebuie să fim peste ei. Nu, neapărat trebuie să fim peste ei. Mare, o pasă foarte bună pentru MCK pentru Cassini. Cassini. Poate va fi golul carierei. Tribuna carierei. 5 metri talpă pe lângă stadion. Ok, mare. Este primul la minge. Este primul la minge, dar dintr-o bâlbeală mingea nu rămâne la el. Și nu vreau să-mi iau al doilea gol. Ce e cu preluarea asta, măi, boss? Ce centrare și Mărei, bară, nu cred. Câte ocazii irosite. Câte ocazii irosite, nu pot să cred. Hai, recuperează, dă un aibi de mine. Nu, no, nu, no, nu, no, las să fie acest gol. Nu, nu cred.
Și este 2 la 2, minut 89, dramă totală. Cred că am găsit și un titlu bun pentru acest videoclip. Este dramă totală pentru că au avut două ocazii tot meciul. Noi am avut 20 de ocazii și dacă ne-ar mai da și al treilea gol. Și e lovitură liberă pentru ei. Nu pot să cred. Hai, hai, Zuic, sau cum naiba te cheamă. Nu! Și este iarăși lovitură liberă și s-ar putea să-mi iau al treilea gol. Nu pot să cred. Dar... poate... deci, și... nu, 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 nu. Deci, nu pot să fucking cred cum au egalat. Dar mă rog, dacă v-a plăcut acest episod, lăsați un like și un subscribe. Eu am fost Radu și v-am mai spus, lăsați-mi în comentarii sugestii de jocuri, pentru că tot depinde de ce vreți voi, nu de ce vreau eu, da? Mai pe seară cred că o să apară și un episod de Clash Royale, dacă o să am susținere la acest episod. Așa că nu uitați de subscribe și like. Eu am fost Radu și ne vedem când ne vedea, cum vă spun eu mereu. Pa!